ajutorul lui Dumnezeu facem un pas mai departe astăzi în studiul cărții Apocalipsa. Am ajuns la capitolul 5 și am intitulat această parte a studiului nostru Pregătire pentru începerea judecății. Pentru că, așa cum am văzut data trecută, capitolul 4 cuprinde o prezentare a slavei lui Dumnezeu, a slavei Domnului nostru Iisus Hristos, a tronului de domnie, acolo unde se află în pregătire judecata lui Dumnezeu. Dragii mei, judecata lui Dumnezeu este gata să se reverse peste pământul acesta și aceste capitole 4 și 5 foarte, foarte curând își vor găsi împlinirea. Ele sunt profetice, arată lucruri care se vor întâmpla în viitor. Bineînțeles că Ioan le relatează ca și cum ele deja ar fi avut loc, dar, repet, sunt lucruri situate undeva în viitor, înainte ca Dumnezeu să-și reverse judecata peste pământul acesta. Și vreau să fac această precizare încă de la început. Nu este nicio deosebire între mânia mielului, mânia Domnului Iisus și judecata lui Dumnezeu. Unii au făcut această distincție și au spus că la primele șase peceți, la primele judecăți revărsate din ceruri, este vorba doar de mânia mielului și după aceea începe mânia lui Dumnezeu. Ei bine, Scriptura nu ne lasă să interpretăm așa, pentru că toată judecata i-a fost dată Fiului. Deci, în momentul în care Domnul Iisus începe să judece, înseamnă că avem startul judecății lui Dumnezeu, care se va manifesta în cei 7 ani pe care El îi va îngădui celui rău în persoana lui Anticrist ca să stăpânească peste lumea aceasta. De fapt, cel rău deja stăpânește peste omenire, pentru că, spunea tot Ioan, știm că lumea întreagă zace în cel rău, dar noi trebuie să îndrăznim pentru că Domnul Iisus a biruit lumea. Așadar, continuăm în această prezență maestoasă a slavei lui Dumnezeu în sala de domnie a Domnului, înaintea cerului întreg, înaintea făpturilor cerești și citim în capitolul 5, mai întâi, primele 7 versete. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge! Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Așadar, aici avem primul moment care face să înceapă pregătirea pentru judecata lui Dumnezeu. Este vorba de un sul, de o scriere alcătuită așa cum era în vremea antică, sub forma unui sul, când se trimitea o scrisoare de mare importanță, de exemplu a regelui sau a unui împărat roman, către un administrator regional. Atunci ea trebuia să fie pecetluită, se folosea ceară care se usca sau alt material asemănător, se punea o pecete a împăratului și, bineînțeles, dacă era de mai mare importanță, se pecetluia cu mai multe peceți pentru ca nimeni să nu știe ce este în interiorul acelei scrieri, în interiorul acelui sul. În felul acesta se transmiteau scrisorile. Ele nu se puteau deschide. Scrisorile erau în forma aceasta și, repet, este vorba de un comunicat extrem de important. De obicei, așa se transmiteau decretele, hotărârile împăratului sau ale unui rege către supușii lui. Și în cazul acesta este hotărârea de judecată a lui Dumnezeu pentru omenirea aceasta. Dumnezeu a luat decizia să judece întreaga umanitate, pentru că El este și drept, El l-a dat pe Domnul Iisus la moarte și a oferit mântuire timp de 2000 de ani întregi omeniri, dar este un moment bine fixat în viitor când judecata lui Dumnezeu este gata să înceapă și ea chiar va începe.
Această judecată a lui Dumnezeu, acest decret, dacă vreți să-l numim așa, de judecată a lui Dumnezeu, este înfățișat într-o formă vizuală pe înțelesul celor de atunci, dar și noi îl putem înțelege sub forma unui comunicat oficial, dacă ar fi să-l numim așa, sub forma unei hotărâri juridice a lui Dumnezeu, prin care el a decis să judece lumea. Acesta este sulul cu cele 7 peceți și nu avea voie nimeni să deschidă dacă era vorba de transmiterea unui astfel de decret sau unei astfel de comunicări. Cel care purta, cel care transmitea mesajul, nu avea sub nicio formă voie să deschidă vreuna dintre peceți. Sulul trebuia dus la destinație așa cum era intact, dovedind astfel că n-a fost atins, că n-a fost deschis. Și numai cel care avea de asemenea o autoritate de conducere putea să îl deschidă, cel care era destinatarul, cel care era, să spunem așa, puterea executoare, cel care executa ordinul de judecată. Și aici e foarte clar, e vorba de Domnul Iisus care primește hotărârea de judecată din partea lui Dumnezeu și se înmânează în mod personal, iar El este cel care execută judecată. Observați, aici este împlinirea versetului din Ioan pe care l-am tot citat, că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului. Acesta este momentul în care Domnul Dumnezeu îi dă judecata Fiului pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul cum îl cinstesc pe Tatăl. Așadar, Domnul Iisus este Cel care primește judecata. Și înainte de aceasta, înainte să apare El în scenă, apare acest sul și se pune o întrebare. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Cine poate să primească hotărârea de judecată și să o exercite? Se face liniște în ceruri, este un timp de tăcere totală, pentru că nu s-a găsit nimeni în ceruri care să fi fost vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Nu e nicio făptură cerească în prezența lui Dumnezeu, nici cele 4 făpturi vii, nici cei 24 de bătrâni, nici arhanghel, nici serafim, nici cheruvim. Nimeni nu poate să aibă această autoritate, numai unul singur, și anume Fiul lui Dumnezeu. Când s-a făcut liniștea aceasta în cer, s-a văzut că, într-adevăr, nu e nicio persoană vrednică de a putea duce hotărârea lui Dumnezeu la îndeplinire, iar Ioan a avut o reacție pe care o lasă aici în Scriptură. Spune că a plâns mult pentru că nu fusese nimeni găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Iar sensul acestei expresii este un plâns de durere, un plâns convulsiv. Nimeni nu este în stare să ducă la îndeplinire hotărârile lui Dumnezeu, în afară însă de unul singur, Domnul Iisus Hristos. Și este foarte frumos că vine cineva și îi spune lui Ioan, nu plânge. Spune că unul dintre bătrâni s-a apropiat de el și i-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Iată că bătrânii știau această taină, cine este cel vrednic. Și îi spun și lui Ioan, nu mai plânge, este cineva care a înfăptuit mântuirea și prin urmare are și dreptul de a judeca. De ce Domnul Iisus poate judeca? Pentru că El este singurul care și-a dat viața pentru întreaga umanitate. De aceea El are autoritate. Nimeni nu poate să exercite acest drept în afară de Cel care, într-adevăr, a fost oferit ca jertfă și de bună voie s-a oferit, așa cum este scris într-un alt sfat ceresc, atunci când s-a pus întrebarea, cine va merge pentru noi? Și răspunsul este în cartea Evrei, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Cel care s-a oferit ca jertfă, Domnul Iisus singur, Fiul lui Dumnezeu, a făcut pasul în față și a spus, tu mi-ai pregătit un trup, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iată și aici este scena paralelă de la sfârșitul istoriei, după întreaga lucrare de mântuire, după perioada Harului în care toți oamenii sunt chemați la mântuire, este această scenă finală când Domnul Iisus face pasul înainte din nou. El este deja mielul înjunghiat al lui Dumnezeu și aceasta arată de ce are autoritate de a judeca, pentru că El a fost înjunghiat, pentru că El a fost jertfit. Observați, acest lucru îi dă demnitate, dincolo de faptul că El
într-adevăr este divin, este Fiul lui Dumnezeu, dar autoritatea de a judeca pe pământ este în urma jertfei sale. El este cel care și-a dat viața, s-a oferit ca miel al lui Dumnezeu, ca jertfă pentru păcatul întregii omeniri. Și e foarte frumos cum îl prezintă acest bătrân, unul din cei 24, și spune lui Ioan, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți. Iar aici avem 3 imagini ale Domnului Iisus în ceruri, 3 denumiri, în afară de cele 7 pe care și le dă El în relație cu fiecare biserică, așa cum apărea în capitolul 1 în slavă. Ei bine, aici se mai adaugă încă 3 lucruri, și anume, leul din seminția lui Iuda, așa cum fusese prorocit încă din Geneza, că Mesia urma să se nască din seminția lui Iuda, din Israel, din urmașii lui Avram. În cartea Geneza, în capitolul 49, versetul 10, era scris: toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh, adică Mesia, și de el vor asculta popoarele. Și observați, e vorba de domnie, este vorba de un rege. De aceea se numește leul din seminția lui Iuda, pentru că leul este văzut ca regele animalelor. Ei bine, aici e vorba de regele întregii omeniri, împăratul împăraților și domnul domnilor. El este din seminția lui Iuda, a împlinit exact profețiile. Iar în același timp, al doilea titlu este rădăcina lui David. Și este foarte interesant cum a avut el discuția aceasta cu fruntașii religioși ai evreilor, care erau oameni foarte inteligenți, să nu credeți că erau ignoranți în ale Scripturilor. Ei cunoșteau foarte, foarte bine Scripturile Vechiului Testament. Problema lor era că nu le trăiau, așa cum e problema multora de astăzi, care cunosc foarte bine Scripturile, sunt doctori în teologie, dar în viața lor nu se vede nimic. Așa erau și farisei din vremea Domnului. Și ei știau acest lucru, că Mesia trebuia să se nască din Iuda, din seminția lui Iuda, și mai precis din casa lui David, care era un descendent din tribul lui Iuda. Dar aici în Apocalipsa este denumit rădăcina lui David. Și Domnul Iisus a avut această discuție cu fruntașii religioși ai evreilor când a invocat un text din Psalmul 110, iar acest lucru îl găsim în Matei, capitolul 22, cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, îl numește Domn când zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Pentru că ei știau că Mesia trebuia să fie fiul lui David. Și Domnul îi întreabă al cui fiu este Hristosul și ei spun al lui David. Iar răspunsul Domnului este tot cu o întrebare, cu o întrebare dublă. Cum poate să fie el fiul lui David din moment ce în Psalmul 10 se spune că el este Domnul lui David? Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci dacă David îl numește Domn, cum îi mai este fiu? Și era foarte simplu. Trebuiau să înțeleagă din aceasta că el există din veșnicie. Înainte de David, înainte de Avram, spunea Domnul, sunt eu. Înainte de a se naște David, înainte de a se naște Avram, înainte de creație, este Domnul Iisus. De aceea aici este dat cel de-al doilea titlu ca rădăcina lui David. Este părintele lui David și în același timp fiul lui, pentru că în linie genealogică el s-a născut în familia împărătească a regelui David. Și în al treilea rând, tot în acest capitol 5, îl vedem ca mielul înjunghiat pentru păcatele întregii omeniri, așa cum l-a indicat Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este primul simbol care a fost dat poporului Israel în momentul când a ieșit din robia egipteană, simbolul jertfei Domnului Iisus. După aceea s-a instituit întreg sistemul de jertfe. Fiecare jertfă prezenta un aspect al morții Domnului Iisus la cruce, dar prima jertfă, primul simbol, prima imagine a fost aceasta a mielului pe care trebuiau să-l sacrifice în seara zilei dinaintea ieșirilor din robia egipteană, ceea ce a marcat din acel moment ziua de Paște. Și în fiecare an ei trebuiau să jertfească în fiecare casă câte un miel, să ia sângele, să ungă ușorii ușii și pragul de sus, să se pună la adăpostul sângelui așa cum s-au pus părinții lor în timpul ieșirii din Egipt. Atunci când îngerul morții a lovit întreg Egiptul, toți întâi născuți din Egipt, ei au scăpat.
Și era un simbol al faptului că aceia care cred în jertfa Domnului Iisus, în sângele acela curs în locul lor, au iertare prin această credință, ei scapă de judecata lui Dumnezeu. De aceea Ioan Botezătorul a indicat ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul nu doar al unei case, al unei familii sau al poporului Israel, așa cum se întâmpla în ziua de Iom Kipur, în ziua ispășirii, ci care ridică păcatul lumii. Și de asemenea, apostolul Ioan reia această idee în epistola sa și arată încă o dată, subliniază faptul că el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Aici e foarte clar, el e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Prin jertfa lui, el a ridicat păcatul întregii umanități. Nu contează ce a zis un mare teolog cu ghilimelele de rigoare de undeva de prin Olanda, nu asta este important. Este ceea ce spune Scriptura. El a ridicat păcatul lumii. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și dacă s-ar fi oprit aici, ar fi zis lumea, iată, ispășire limitată, doar pentru noi a murit. Nu! Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dragii mei, de aceea îl adoră cerul întreg. Dincolo de faptul că el este vrednic de adorare pentru că e Fiul lui Dumnezeu. Dar dincolo de aceasta este un lucru în plus. El este Fiul lui Dumnezeu, cel care a devenit miel de jertfă, care a fost întrupat, căruia i-a fost pregătit un trup ca să fie jertfă pentru păcatele întregii lumi. Domnul Iisus este lăudat în ceruri ca miel de jertfă. El este cel care a fost înjunghiat pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii omeniri. De aceea are dreptul să judece nu doar în biserica sa, ci lumea întreagă. El are dreptul de a judeca, fiindcă el a murit pentru lumea întreagă, iar oamenii resping jertfa sa, cei care nu primesc iertare prin credința în jertfa Domnului, cei care refuză în mod repetat iertarea lui Dumnezeu, trebuie să știe că vine o zi a judecății. Cine nu crede în Fiul a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Iată, Domnul Iisus exercită judecata și în versetul 7 avem acest moment unic plasat în viitor când despre Domnul se spune că El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Cine-i dă sulul cu judecata? Însuși Domnul Dumnezeu. Uitați-vă puțin la această imagine, este într-adevăr solemnă. Domnul Dumnezeu, cu mâna lui cea dreaptă, întinde sulul de judecată, singurul care este vrednic să ia această carte, acest sul al judecății, este Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu, înjunghiat pentru păcatele întregii lumi. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Este atâta putere în versetul acesta 7, în imaginea aceasta. Eu cred, dragii mei, repet, am spus-o și data trecută, că vom asista la toată scena. Că biserica deja este acolo înainte de a începe judecata. El și adăpostește pe ai lui înainte de a judeca lumea. El își retrage ambasadorii săi, își retrage mireasa lui înainte de a-și revărsa mânia peste întreaga omenire. Și încă o dată spun, e vorba de mânia lui Dumnezeu și de mânia mielului. Este același lucru. El ia această judecată din partea lui Dumnezeu. Se numește mânia mielului, dar este judecata lui Dumnezeu exercitată de către Domnul Iisus. Este un moment foarte solemn și din alt punct de vedere. Pentru că în Cartea Evrei noi citim că Domnul Iisus a fost de jertfă, dar a devenit și marele preot. În momentul în care a murit pentru păcatele noastre, după ce a stat 3 zile în mormânt, el a înviat și s-a înălțat la ceruri. Unde? La dreapta măririi lui Dumnezeu, unde face mijlocire ca mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec pentru păcatele noastre, este un mare preot. Este o jertfă de ispășire, dar trebuia și cineva să aducă sângele acesta înaintea lui Dumnezeu. Și spune în epistola către evrei că punctul cel mai însemnat al acestor lucruri este că avem un mare preot care a mers înaintea măririi lui Dumnezeu în ceruri și acolo face ispășire pentru noi. De asemenea, Ioan vorbește despre acest lucru în epistola sa, în prima sa epistolă. Am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. Este o lucrare de ispășire, dar este și o lucrare de mijlocire. Însă această lucrare de mijlocire are un punct final.
Iar aici, în versetul 7, este punctul final. Se termină lucrarea de mijlocitor a Domnului Iisus, iar el își ia roba de judecător. Dragii mei, astăzi este avocat, mâine va fi judecător, executorul sentinței de judecată a lui Dumnezeu. Și astăzi fiecare poate să capete iertare, dar mâine s-ar putea să înfrunte mânia lui Dumnezeu, mânia mielului, și o vom vedea în capitolul următor, capitolul 6. Nu este de glumit, grozav lucru, extraordinar, înfricoșător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Așadar, astăzi este încă timpul de har, de iertare. Domnul Iisus încă mijlocește în ceruri. În momentul în care își va lua biserica acasă, următoarea etapă va fi aceasta din capitolele 4 și 5, când se fac pregătiri pentru începerea judecății. Iar acest moment solemn este cel în care el își încetează slujba de mijlocitor și își începe slujba de judecător pentru întreaga omenire. De aceea, bineînțeles, unii pot să-și pună întrebarea, înseamnă că nu va mai fi mântuire din acel moment înainte? Ba da, va fi mântuire, cum a fost și înainte de jertfa Domnului Iisus, prin credința în jertfa viitoare, acum va fi prin credința în jertfa trecută, însă nu va mai fi în același fel, nu va mai fi intrare în biserică. Vor fi oameni care se vor întoarce la Dumnezeu și în necaz, vom vedea în continuare în capitolele următoare, dar aceștia nu sunt cei care au stat și au ascultat Evanghelia în repetate rânduri și și-au împietrit inimile. Pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Oamenii care astăzi resping chemarea Domnului la mântuire, la o viață sfântă, la o viață curată, ca o consecință a faptului că ai fost mântuit, oamenii aceștia, dragii mei, care au iubit mai mult nelegiuirea decât adevărul, vor ajunge să intre sub judecata lui Dumnezeu și nu vor mai avea ocazia de a se întoarce la Domnul, ci mai degrabă vor asculta minciuna celui rău, minciuna lui Anticrist. Cei care n-au auzit Evanghelia, cei care n-au cunoscut-o, cei care n-au avut o mărturie bună, s-au potignit, s-au împiedicat de proasta mărturie a unora care s-au numit creștini și au trăit exact ca lumea, și atunci n-au avut cum să ajungă la mântuire, aceștia vor avea o șansă necaz. Dar cei care au stat cu Biblia în mână și tot timpul au auzit Evanghelia, ba chiar s-au și numit creștini, dar n-au trăit după Scriptură, oamenii aceștia spune că ei vor ajunge să creadă o minciună. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit și fiindcă ei au încercat să trișeze, să-L înșele pe Dumnezeu, spune Scriptura că Dumnezeu însuși le va trimite o lucrare de rătăcire, pentru că nu te pocăiești tu când vrei și când te gândești, ci cât timp te lasă Dumnezeu să te pocăiești, după aceea El însuși împietrește inima omului. Iar aici se întâmplă acest lucru. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Cei care n-au crezut adevărul, acesta e adevărul care vine prin Evanghelie, prin Scriptură, prin Duhul Sfânt. Cei care nu l-au crezut, de ce? Pentru că au găsit plăcere în nelegiuire. Oamenii aceștia vor fi osândiți. Vor intra într-o lucrare de rătăcire și vor crede o minciună. De aceea este o perioadă în care ești chemat să nu-ți împietrești inima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Veniți la pocăință, întoarceți-vă la Dumnezeu. Dacă ești în biserică, și pentru tine este chemarea la pocăință. La 5 din cele 7 biserici este vorba de o chemare la pocăință. Nu-ți împietri inima. Lucrează potrivit adevărului. Dă curs invitației lui Dumnezeu la pocăință. Pentru că dacă ți împietrești astăzi inima, să știi că mai târziu s-ar putea să se împietrească însuși Dumnezeu. Și uitați-vă aceasta la faraon în Egipt, pentru că la început s-a împietrit, el și-a împietrit inima, la urmă spune că Dumnezeu i-a împietrit-o și n-a mai putut să ajungă la pocăință, măcar că așa regrete a mai avut el. Omul este foarte schimbător în gândurile lui. Cert este că nu este de joacă cu Dumnezeu. Oamenii aceștia care ascultă Evanghelia în perioada aceasta de final au o mare răspundere, fiindcă foarte curând se va trimite această lucrare de rătăcire. Dacă nu-i pentru ei, pentru cine? Pentru că aici spune foarte clar că e vorba de oameni care au auzit adevărul și nu l-au crezut, nu i-au dat curs, ci au găsit plăcere în nelegiuire. Aceștia vor fi împietriți, le va trimite însuși Dumnezeu o lucrare de rătăcire. De aceea zic, cei care ascultați mesajele acestea și aveți probleme în viață,
și nu vă pocăiți și nu vă duceți așa cum ar trebui înaintea îndurării lui Dumnezeu să vă rezolvați problema, pentru voi sunt aceste cuvinte, nu pentru cei care n-au auzit. Asta nu înseamnă că oamenii nu trebuie să audă. Unii mai spuneau, mai bine să nu aud, să nu știu, că pe urmă mă împietrez. Nu! Ascultă cuvântul Evangheliei, vină la mântuire ca să ai parte de iertarea prin sângele acesta al mielului de jertfă, al lui Dumnezeu, ca să ai parte de veșnicia fericită alături de El. Dar dacă tu îți găsești plăcere în continuare în nelegiuirea ta, în păcatul tău și faci lucrurile în continuare pentru că îți place, bun, găsește-ți plăcerea în asta, dar la urmă să știi că te va chema Dumnezeu la judecată, iar după răpirea bisericii nu-ți dă a doua șansă. Nu te gândi că îți rezolvi atunci problema, fiindcă vei intra în lucrarea aceasta pe care o va face însuși Dumnezeu. Și am mai spus-o de mai multe ori, o spun și acum. Dacă te rătăcești tu, Dumnezeu te aduce înapoi. Dar dacă Dumnezeu îți trimite o lucrare de împietrire, de rătăcire, cine te mai scapă? Nimeni. Acesta este răspunsul. Pentru că, repet, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. El este Dumnezeu. Este plin de îndurare și mă mir și eu ce răbdare a avut până în ziua aceasta și încă are cu omenirea care a pus culme păcatelor și cu fiecare dintre noi, dragii mei, a avut îndelungă răbdare, dar nu ne socoti bunătatea lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu ne socoti, nu arunca înapoi a ta cuvintele lui, ci vină la mântuire, pentru că va fi un moment în care el însuși va trimite o rătăcire pentru ca oamenii să creadă minciuna lui Anticrist. Revenind la imaginea din ceruri, în momentul în care Domnul Iisus ia cartea din mâna dreaptă și începe, practic, pregătirea finală pentru judecata lui Dumnezeu, pentru revărsarea mâniei, să știți, cerul întreg nu se înfioară și nu începe să plângă, ci cerul izbucnește în cântări de laudă. Ei sunt duhuri slujitoare, dar ei au văzut și împietrirea omului, au văzut cum oamenii au ajuns la culmea păcatului și ceva în făptura lor, ca și în făptura noastră, cere judecată pentru omenirea aceasta. Este sentimentul dreptății, dragii mei. Trebuie să se facă odată judecată pe pământ, iar cei neprihăniți o vor găsi bună. Cerul întreg, în momentul când începe judecata, nu se va înfiora și nu va plânge, ci va izbucni în cântări de laudă. Uitați-vă și în psalm, de câte ori este scris că atunci când Dumnezeu face judecată, cei neprihăniți se bucură. Și așa se întâmplă și aici. De exemplu, în psalmul 9 este scris: Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Și în fața acestei decizii de judecată, toate făpturile minunate din ceruri, toate făpturile veșnice și slăvite, izbucnesc în cântări de laudă. A fost o cântare de laudă în capitolul 4, mai sunt încă 3 în capitolul 5, cântări de laudă în momentul în care Fiul lui Dumnezeu i-a judecat. Aici nu e vorba doar de mântuire, aici e vorba de judecată. Și este laudă, în primul rând, la adresa lui Dumnezeu, pentru că a mântuit din omenirea aceasta oameni din orice neam, din orice seminție, de orice limbă, dar este laudă la adresa lui Dumnezeu și pentru că El face dreptate pe pământ. Să se pună capăt păcătoșeniei omului, să se pună capăt acestei nebunii care este în lumea noastră. Cine face asta? Nu noi prin măsuri politice și prin proteste și referendumuri. Nu vom rezolva noi problema asta. Dumnezeu însuși o va rezolva și va urma, după cei 7 ani de judecată, o judecată perfectă timp de 7 ani, va urma o împărăție a dreptății, a păcii și a neprihănirii pe acest pământ. De aceea, înainte de a trece la aceste cântări de laudă, care încep cu versetul 8, vreau să mai spun încă o dată. Faceți tot ce ține de voi, în primul rând, pentru a vă rezolva inimile înaintea lui Dumnezeu și, în al doilea rând, pentru a-i chema pe alții la mântuire. Aici nu e vorba de membrii adăugați unei biserici sau unei denominații sau adepții ai unei religii. E vorba de a scăpa oameni de la pierzare, de a trece din moarte la viață, de sub puterea satanei la Dumnezeu, din întuneric la lumină, de a smulge suflete din foc înainte de a fi prea târziu. Timpul este foarte scurt, iar noi trebuie să facem ultimele eforturi pentru a-i mai scăpa pe unii, dacă este cu putință. Bineînțeles, nu noi luăm deciziile în locul lor, dar Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Nu trebuie să fim nici deosebit de insistenți, dar putem să-i aducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și în momentul în care ni se deschide o ușă, să spunem lucrurile așa cum sunt, așa cum se prezintă. Pentru aceasta este cartea Apocalipsa, ca noi să vedem
ce stă în fața acestei omeniri și în fața fiecăruia dintre noi, pentru că și noi vom trăi aceste lucruri, fie dintr-un punct, dintr-o perspectivă, fie din cealaltă, fie de sus, din ceruri, asistând la acest moment și lăudându-L pe Domnul, sau de jos, întâmpinând judecata lui Dumnezeu peste acest pământ. Cu aceasta începem să vedem aceste cântări de laudă, începând cu versetul 8. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Și observați, încă o dată se vede această relație. Tu ești vrednic să iei cartea, să-i rupe cețile, adică ești vrednic să judeci. De ce? Pentru că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice neam, din orice seminție, de orice limbă. Observați încă un lucru aici, am mai spus și data trecută. Am verificat și cu celelalte traduceri, de obicei cu King James în engleză și cu Reina Valera în spaniolă, dar este și un interlineal cu limba greacă. Aici este vorba de persoana întâia, plural, oamenii aceștia vorbesc despre ei înșiși, cei 24 de bătrâni. În cântarea lor de laudă este vorba despre ei, nu despre alții. Traducerea corectă ar fi fost: vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost înjunghiat și ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu. Cuvântul este auto. Auto nu cu sensul de mașină, ci auto cu sensul de pentru tine însuți. Acesta este sensul aici. Ai fost înjunghiat și ne-ai răscumpărat pe noi pentru Dumnezeu. Pe noi oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc. Și aici, bineînțeles că traducătorul Cornilescu a avut o problemă. Cum să zică cei 24 de bătrâni, pe noi ne-ai răscumpărat oameni din orice limbă, din orice seminție, din orice neam. El s-a gândit că e vorba de două entități diferite, dar nu e vorba de asta, e vorba de cei 24 care reprezintă întreaga biserică. Și aici e soluție. De aceea a tradus cu persoana a treia. Însă era normal să traducă cu persoana întâi. Așa este, repet, și în limba engleză versiunea cea mai folosită, și în limba spaniolă de asemenea cea mai folosită, așa este și în limba greacă, originalul. Este vorba de oamenii răscumpărați din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam, care formează biserica reprezentată de cei 24. Și ei spun: vrednic ești Tu să iei cartea pentru că ne-ai răscumpărat. Iar versetul 10 continuă, tot cu persoana întâia plural: ne-ai făcut pe noi o împărăție și preoți. Și noi vom împărăți pe pământ. Traducerea aici în română are foarte mult de suferit. Spune: ai făcut din ei, ca și cum ar fi vorba de o altă categorie. Și asta dă loc unora să spună: iată, biserica este undeva departe, cei 24 de bătrâni sunt alți oameni și biserica este în altă parte. Nu, aici este vorba de reprezentanții bisericii. Ai făcut din noi împărăție și preoți. Cine sunt cei care sunt împărați și preoți? Biserica Domnului. Nu doar cei 24, ci toți. Toți cei ce vor birui vor sta împreună cu Domnul pe scaunul Lui de domnie. Noi vom împărăți. Dacă vom răbda, dacă vom suferi, vom și împărăți împreună cu El. Și aici spune: și ei vor împărăți pe pământ, iar traducerea exactă este: și noi vom împărăți pe pământ. Observați, de data trecută vă amintiți că aveau coroane de aur. Ei erau deja împărați. Și gândiți-vă la acest lucru. Să ajungi în cer, să-ți dea Dumnezeu coroană de aur pentru ce-i coroana aia, nu ca să te lauzi cu ea, să ai ce arunca înaintea Domnului în adorare. Ei se aruncau cu fața la pământ și aruncau coroanele înaintea Domnului în laudă, pentru că totul vine de la El. Ei recunoșteau în felul acesta că Domnul merită toată lauda. Dragii mei, nu va fi niciun motiv de laudă la adresa noastră, pentru că noi am făcut ceva. Nu, nimic din ce al nostru nu va merge înaintea Domnului ca merit personal. Toată lauda îi se cuvine Lui. Tu ai murit pentru păcatele noastre. Tu ți-ai dat sângele Tău pentru noi oameni din orice neam. Tu ne-ai făcut împărați și preoți, deci Tu ești vrednic să primești toată lauda. Și îmi doresc din toată inima ca toți să fim acolo și să ajungem în acest moment atât de frumos, atât de plin de încărcătură spirituală,
momentul care marchează un punct culminant al istoriei umanității, atunci când începe judecata lui Dumnezeu și prin asta tranziția către împărăția Domnului Iisus. Pentru că nu e vorba de judecată în sine, ci e vorba de faptul că se ia de pe pământ păcatul și pricinile de păcătuire, se curățește pământul prin foc, prin judecată, prin trei șiruri de judecăți, pentru ca după aceea să înceapă o perioadă de domnie a Domnului Iisus pe acest pământ și împreună cu El vom domni și noi. Observați cum este scris aici. Și noi vom împărăți unde? Pe pământ, în primul rând. Și vă aduceți aminte că Domnul Iisus a spus în una dintre pilde, în pilda polilor sau minelor, că unuia i s-a dat 5 cetăți, altuia i s-a dat 10 cetăți. E vorba de orașe, de localități. Este o responsabilitate pe care o vom primi în împărăție pe pământ, în funcție de cum i-am slujit lui Dumnezeu. Observați, aici este forma în care ni se evaluează lucrarea noastră pentru Domnul, felul în care am fost responsabili cu darul care ni s-a dat. Nu ca să ne câștigăm mântuirea, dar să ne stabilim rangul în împărăție. De fapt, nu pentru asta îi slujim lui Dumnezeu, noi îi slujim pentru că îl iubim pe Domnul, pentru că El ne-a iubit mai întâi, îl iubim și noi din toată inima și îi slujim, însă El, în plus, este de ajuns doar să te primească în cer, dar în plus dă fiecăruia un rang în împărăția Lui și vom împărăți, vom domni, vom exercita autoritatea aici pe pământ. Am mai spus lucrul acesta, oamenii se străduiesc, chiar și oameni de prin biserici care se numesc ei creștini, mai mult sau mai puțin sunt, ei caută funcții publice și să administreze. Ce să administreze? O lume plină de păcat? Oameni care sunt nemulțumiți de ei înșiși și de soarta lor și de viața lor, oricum ar fi în țara, oricum țara noastră este rău, dar și dacă ar fi bine, tot nemulțumiți ar fi. Și cei din Germania sunt nemulțumiți, și cei din Spania, peste tot, în lumea civilizată, oamenii sunt nemulțumiți. Și noi vom avea responsabilități, și noi vom avea funcții, dar în împărăție. Și acolo va fi altfel. Acolo va fi o împărăție, repet, a dreptății, o împărăție a păcii și a neprihănirii. Nu pentru lumea aceasta trebuie să ne luptăm noi, ci pentru lumea care va veni, pentru lucrurile care ne stau înainte. Pentru asta trebuie să facem tot ce ține de noi în slujba lui Dumnezeu. Pentru că avem privirile îndreptate către viitor. Spunea despre patriarhi că aveau privirile ațintite către răsplătire. Se uitau înainte. Nu au vrut să se uite la lucrurile de aici de pe pământ. Abraham se uita către o patrie mai bună, către una cerească. Putea să-și facă o casă pe pământ? Nu și-a făcut o locuință stabilă, a locuit în cort. De ce? Pentru că avea ochii ațintiți către lucrurile viitoare, către patria lui cerească. Aștepta o patrie mai bună. Acesta este rostul nostru, ca și creștini, ca și biserica Domnului. Noi așteptăm o patrie mai bună, așteptăm o lume mai bună. Nu prin schimbări politice, nu prin reforme și referendumuri, repet, ci prin venirea Domnului Iisus ca să aducă pacea și dreptatea pe acest pământ. Bineînțeles că acest lucru se va întâmpla după 7 ani de judecată, dar în final vom împărăți împreună cu El, dacă acum răbdăm și dacă îi slujim cu scumpătate și cu credincioșie. A doua cântare de laudă, după cea a celor 24 de bătrâni, observați că întâi îl laudă cei mai apropiați de tronul de domnie. Am mai spus acest lucru. Este vorba de cele 4 făpturi vii și de cei 24 de bătrâni. Ei sunt cel mai aproape de tronul de domnie. Și aici este o idee foarte importantă. Nu vreau să o trecem cu vederea. În ordinea aceasta, în ierarhia cerească, nu e vorba neapărat de o imagine fizică, dar e vorba de importanța spirituală. Dumnezeu își ia cel mai aproape biserica Fiului Său, biserica Domnului Iisus, pe copiii Săi îi ia cel mai aproape de tronul Său de domnie. De ce? Pentru că noi avem această mare onoare de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Și aici se vede clar că întâi sunt cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni și pe urmă vin îngerii să-L laude pe Domnul și de la versetul 11 vedem cam ce număr au ei, pentru că lui Ioan se dă și numărul acestor mulțimi de îngeri. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și 1.000 de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria,
cinstea, slava și lauda. Dacă despre bătrâni se spune că sunt 24 și, repet, reprezintă oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice neam, din orice norod, ei bine, despre îngeri este scris că numărul lor era de 10.000 de ori 10.000. Și aici, un pic de matematică, 10.000 ori 10.000 înseamnă 100 de milioane. Prima cifră, 100 de milioane de îngeri. Cu siguranță a fost revelată, nu putea Ioan să numere până la 100 de milioane, dar nu se oprește acolo. Și mii de mii și alte mii ori mii, adică alte milioane. Ce e acolo în ceruri? Vă închipuiți imaginea aceasta? Spunea Ravenhill că și imagina din când în când cum ar fi să stea el înaintea tuturor îngerilor și înaintea tronului de domnie. Vă dați seama? Noi, vieții păcătoși de aici de pe pământ, slavă Domnului că ni s-a șters filmul cu viața noastră, cu păcatele noastre. Dacă ar fi să-ți arate înaintea sutelor de mii de îngeri ce ai făcut tu, ce am făcut noi, ca oameni păcătoși, fiecare, ce trist ar fi. Dar Domnul șterge tot trecutul și ne prezintă. Spune că îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu. Și aceasta face aluzie la faptul că într-o zi Domnul te va chema pe nume înaintea Tatălui și înaintea Cerului. Ce imagine aceasta a Cerului, a milioanelor, sutelor de milioane de îngeri care sunt înaintea scaunului de domnie. Ce fac îngerii în ceruri? Spune că ei ziceau cu glas tare. Cum o fi un glas de sute de milioane? Știți că pe stadioanele acestea din lumea sportului și la tot felul de concerte se strâng 10.000, 50.000 și se aud glasurile acestor oameni, 10.000 de oameni, de pe un stadion auzi de la distanță. Închipuiți-vă ce strigăt este acesta al îngerilor, sutelor de milioane de îngeri care spune că ziceau cu glas tare, adică îl lăudau pe Dumnezeu cu putere. Ce voce puteau să aibă și ce sunet a putut să asculte Ioan. Îngerii se închină înaintea mielului, nu pentru că ei au fost răscumpărați, ei n-au avut nevoie de răscumpărare, ei n-au păcătuit, sunt îngerii care n-au păcătuit, dar subliniază importanța jertfei Domnului Iisus pentru mântuirea omenirii. Îngerii îl laudă pe Domnul pentru că ne-a mântuit și pe noi și ne face și pe noi, cum spunea Domnul Iisus, că nu se vor mai însura, nici nu se vor mai mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Ne adaugă și pe noi îngerilor și îngerii se bucură că li se mărește familia și ei îl laudă pe Domnul pentru ce a făcut pentru noi oamenii. Ce interesant, nu? Sutele de milioane de îngeri îl laudă pentru jertfa lui, pe Domnul Iisus. Vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească o laudă perfectă prin șapte lucruri. Puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Încă o dată se subliniază divinitatea Domnului Iisus. Ce rușine pentru unii care spun că Domnul este doar cel mai mare dintre îngeri sau primul creat sau alte năzbâtii scoase din mintea lor și din duhul celui rău. E clar că aici e vorba de Fiul lui Dumnezeu înaintea căruia se închină cerul întreg. Uitați-vă la această imagine. Sutele de milioane de îngeri îl laudă pe Fiul lui Dumnezeu. Vrednic este El să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Un înger nu primește niciodată laudă. Și avem tot în cartea Apocalipsa lucrul acesta. Niciodată niciun înger nu primește laudă. Domnul Iisus a primit-o încă de pe pământ și iată aici în ceruri, El este vrednic pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel binecuvântat în veci. De remarcat acest lucru, faptul că îngerii laudă cu glas tare. Acolo nu poți să te duci cu cântări pe jumătate, aduse înaintea Domnului cu jumătate de inimă sau cu jumătate de voce. Acolo așa este laudă. Și mă întreb și eu ce ne împiedică să o avem de aici, de pe pământ. Vă spun ce ne împiedică. Faptul că nu-L cunoaștem, că nu trăim aproape de El, că pentru noi este doar o noțiune, doar o idee, doar ceva în mintea noastră, nu este o prezență reală cum este pentru ei. Deși ar trebui să fie, fiindcă Domnul este prezent în mijlocul celor care se adună în numele Său, de la 2 sau 3, El spune, Eu sunt în mijlocul lor. A treia cântare de laudă se extinde cercul. Observați întâi cele patru făpturi vii cu cei 24, adică cu biserica. După aceea, sutele de milioane de îngeri și la urmă, întreaga creație. Ce frumos! Întreaga creație îl laudă pe Domnul. Și din versetul 13 avem această înfățișare a laudei.
și pe toate făpturile, toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Laudă întreaga creație. Și cele patru făpturi vii zic și ele amin și cei 24 de bătrâni se aruncă încă o dată cu fața la pământ înaintea Domnului. Ce imagine sublimă! Cât de frumos este! Închipuiți-vă, noi vom fi acolo, noi vom trăi aceste lucruri. Este o imagine progresivă și mulți interpreți au spus că aici e vorba de sfârșitul necazului, când orice genunchi se va pleca înaintea Domnului, se va împlini ceea ce a spus Apostolul Pavel despre Domnul Iisus, că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Se va împlini cuvântul acesta. Orice genunchi se va pleca înaintea Domnului. În timpul judecății vor fi trecuți prin pedeapsa lui Dumnezeu cei care sunt răzvrătiți împotriva autorității sale, dar în final toate făpturile din ceruri, de pe pământ, de sub pământ, și nu intru în detalii ce înseamnă asta, și de pe mare, toate făpturile îi vor aduce laudă. Orice genunchi se va pleca înaintea lui, orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Acesta este finalul. Noi ne îndreptăm către un final fericit. Oamenii se întristează că le-a trecut viața, că au ajuns la bătrânețe, că n-au avut destule lucruri în viața aceasta. Dragii mei, cei mai frumos ne stă în față. Noi nu trăim pentru lumea de acum. Dacă suntem cu adevărat creștini, noi trecem pe aici doar ca niște străini. Iată ce este în fața noastră. Partea cea mai bună este în față. Este aceasta. Ce e mai frumos decât atât? Să stai veșnic înaintea lui Dumnezeu și să-L lauzi cu toate făpturile astea divine? Să fii, măcar, zic și eu, măcar undeva departe și mi-ar plăcea să asist. Dar Domnul spune că vom fi acolo, lângă tronul Său de domnie. Nu pot să-mi imaginez cum e asta. Și ce laudă va ieși din inimile noastre, știind că noi nu ne merităm locul acolo. Sub nicio formă, nici în cer nu ne merităm locul, cu atât mai puțin aproape de tronul de domnie al lui Dumnezeu. Cert este că istoria aceasta a umanității e o istorie tragică, cu multe războaie, cu milioane, sute de milioane de victime, ucise uneori în cele mai groaznice chinuri, și creștini, martiri creștini, dar și oameni de rând. Istoria acestei omeniri este plină de oasele celor omorâți prin violență în urma războaielor, prin foamete, prin boli. Această istorie se va sfârși. Este un final fericit. Și noi ne rugăm să vină Domnul Iisus. Ne bucurăm că în sfârșit se va pune capăt tuturor acestor nebunii, tuturor acestor cataclisme și dezastre pentru omenirea noastră. Însă, repet, va fi o trecere printr-o perioadă de judecată și atunci se va atinge apogeul, punctul maxim și la aceste lucruri. Toate războaiele care au fost până acum vor fi depășite de războaiele din timpul necazului. Tot ce a fost în istoria umanității va fi depășit de ce se va întâmpla acolo. Nu cred că în istoria umanității au murit 2 miliarde de oameni, dar în necaz vor muri numai la primele peceți. Un sfert din populația planetei, pe urmă o treime, și la mijlocul necazului e vorba de jumătate din populația planetei, 4 miliarde de oameni. Se va trece printr-o judecată cum n-a mai văzut pământul acesta. Dar finalul nu este doar cu un pământ pustit, ci este cu un nou început al unei noi creații. În primul rând, un nou început pentru pământul acesta, care va vedea ce înseamnă să se ridice blestemul de pe el și să fie 1000 de ani pace pe pământ, după care un cer nou și un pământ nou. Nu știm mai încolo ce va fi, doar atât vedem aceste imagini împlinindu-se cuvântul lui Dumnezeu și ne dorim din toată inima să ajungem acolo. Acesta este principalul scop de ce facem studiul, să ne încurajeze pe noi cei care mergem pe calea lui Dumnezeu, să ne încurajeze ca să avem privirea ațintită către lucrurile de sus. Apostolul Pavel spunea: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Mai zic încă o dată, nu la cele de pe pământ. Noi le privim. Știți că postez și pe Telegram și mai fac și actualizări
la situații din Orientul Mijlociu, dar noi le privim doar din perspectiva aceasta, ca să vedem că se apropie clipa, se apropie momentul. Nu ne interesează lumea aceasta, că lumea știm că merge din rău în mai rău, merge spre judecata lui Dumnezeu. Nu pentru viața aceasta trăim noi, nu pentru lumea de aici. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Nu contează dacă trăim sau murim, dacă avem sau nu avem. Important e ca la sfârșitul vieții să ajungem acolo. Și dacă va veni Domnul, și credem că va veni foarte curând, să avem parte de răpire, nu de judecată și nu de mânia mielului și de mânia lui Dumnezeu. De aceea vorbim și de aceea citim cartea Apocalipsa, ca să știm că lucrurile acestea sunt reale, sunt pentru noi astăzi și că ele se vor întâmpla. Cine garantează? Fiul lui Dumnezeu, cel care are ultimul cuvânt în ceruri și pe pământ, pentru că Dumnezeu Tatăl i-a dat această autoritate. Acestea fiind spuse, încheiem acest capitol, dar nu înainte de a sublinia o idee principală, și anume faptul că Domnul Dumnezeu este vrednic să fie lăudat și Fiul Său, de asemenea, este vrednic să primească toată închinarea. Noi, dragii mei, am fost creați ca să fim închinători. Observați cum mi se închină în cer. Trei cântări de laudă. Fiecare grupă are momentul său de intervenție în laudă, să spunem așa, de a intra în scenă, și probabil cântările erau mult mai lungi, aici ni se dau doar câteva cuvinte, esențialul, dar este sarcina noastră. Noi am fost creați să fim închinători. Așa cum Domnul Iisus a spus, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Și vreau să rămânem cu ideea aceasta. Tatăl dorește închinători. Nu de teamă, ci din dragoste. Nu pentru că ni se poruncește, ci pentru că îl iubim. Nu pentru că este o greutate, ci pentru că este normalul vieții noastre. Să-L lăudăm pe El. Mântuirea noastră are acest scop de a fi închinători adevărați. Și spune în Epistola către Efeseni, Apostolul Pavel, în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celui care face totul după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale. Am fost rânduiți la ceva, am fost aleși pentru ceva, către ceva, am fost destinați la ceva, și anume să slujim de laudă slavei sale. Dacă suntem oameni neprihăniți, oameni care îl vor slăvi pe Dumnezeu în ceruri, ar trebui să lăudăm neîncetat încă de pe pământ. Ce ne împiedică să o facem? Păcatul nostru? Indiferența? Treburile lumii acesteia? Știți că Domnul a vorbit de îngrijorările lumii acesteia? Toate aceste lucruri trebuie să dispară, iar noi să intrăm în sala de laudă a lui Dumnezeu. Putem să intrăm prin credință, avem intrare liberă prin trupul Domnului Iisus, perdeaua s-a rupt și putem ajunge direct înaintea tronului de domnia lui Dumnezeu. Prin credință, laudele noastre pot să fie aduse direct înaintea Lui. De aceea ar trebui să împlinim toate cuvintele pe care le găsim în psalm. Am scos și eu câteva. De exemplu, cele din psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Avem motive de bucurie, bineînțeles, pentru cel neprihănit, pentru cel care crede în Domnul, se încrede în puterea Lui pentru o viață sfântă, nu în puterile noastre, în puterea Duhului Sfânt. Nu este nicio frică, nu este nicio teamă de viitor, avem credință și ne bucurăm. Este o roadă a Duhului Sfânt. Bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. De ce nu laudă oamenii pe Domnul? O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul. De ce nu o fac? Pentru că nu sunt oameni fără prihană. Și când tu lași păcatul în viața ta să-și facă loc, atunci se duce cântarea de laudă. Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harpa. Lăudați-L cu alăuta, cu 10 coarde. Cântați o cântare nouă, să ne dea Domnul cântări noi. Aici pe pământ, în cerul spune, cânta o cântare nouă, atunci vom învăța alte cântări, să ne dea și aici pe pământ. Cântați o cântare nouă, face să răsune coardele și glasurile voastre. Aceasta este calea mântuirii, așa cum este arătat și în psalmul 50. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Ce cere Dumnezeu de la noi? Ascultare, mai mult decât jertfe, dar dacă e vorba totuși să aduci o jertfă, aduci jertfă de mulțumire. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, zice Domnul. Iar noi, dragii mei, trebuie să ne exercităm încă de acum calitatea de preoți, aducând jertfe plăcute lui, așa cum spune și Noul Testament de data aceasta, Apostolul Petru,
Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. În cerul, cei 24 de bătrâni și cei reprezentați de ei, ce erau? Preoți pentru Dumnezeu. Împărați și preoți. Dar noi suntem deja de pe pământ. Aici, perioada aceasta pe care o mai petrecem este doar o pregătire, să-i spunem așa, un antrenament, dacă nu-i prea forțat termenul, pentru ceea ce va fi în veșnicie. Iar cea mai bună pregătire este aceasta. Să lăudăm pe Domnul, să aducem jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, să fim preoți exercitând slujba aceasta, ca fumul de tămâie se ridică înaintea lui Dumnezeu rugăciunile sfinților și fiecare își aduce rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu, la fel și închinarea sa, iar lucrul acesta trebuie să fie zilnic. Gândiți-vă bine că tămâia se ardea necurmat în fiecare zi, se venea cu tămâie înaintea lui Dumnezeu în templu și aceasta era o formă de a arăta că noi trebuie să-i aducem închinare lui Dumnezeu. Erau momente în timpul zilei, dar în fiecare zi se făcea lucrul acesta. Domnul să ne ajute să înțelegem rolul nostru, să trăim în curăție, să spunem și altora Evanghelia, cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu sau care au păcat în viața lor, să asculte îndemnul la pocăință, ca să nu ajungă în împietrirea lăsată de Dumnezeu, în lucrarea lui de rătăcire, iar cei care știu că au viața în curăție, pe care nu-i acuză cugetul și nu că suntem perfecți, dar mergem pe calea Sfințeniei, atunci avem motive să lăudăm, să ne bucurăm, ceea ce e mai frumos vine înainte, iar aici avem câteva imagini, vom vedea, ochii noștri îl vor vedea pe împăratul nostru, ochii noștri îl vor vedea pe răscumpărătorul, cel care ne-a iertat și vom participa la acest moment din capitolul 5, la cântarea de laudă ce va fi înaintea lui. De aceea, încă de pe pământ, putem să spunem și noi, împreună cu cei din ceruri, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Amin.